Începem astăzi un nou vlog. Mă vedeți toată machiată la ochi. Arăt ca și cum m-aș duce la nuntă. Pentru că inițial voiam să mă pun în fața camerei și să filmez un video pentru voi. Aveam o idee foarte, foarte faină, dar pe care o să o facem, pentru că rămâne acolo în ideile de videoclipuri. Acum, cum Diana are timp, mă duc și eu la Gene, că tot încerc de ceva timp să ajung. În drum spre Diana ne-am oprit și la H&M. Vedeți de ce durează atât de mult. Și văd că totul este pregătit pentru Crăciun. Avem și carduri din astea cadou. Și hai să vă arăt ce drăguță e chestia asta de aici. E foarte, foarte drăguță. Paltonul ăsta este preferatul meu de aici, de la H&M. Doar că am o grămadă de paltoane. Îl aștept totuși la reduceri, dacă mai e până atunci. Am ajuns la metrou și ne-am luat niște covrici, pentru că nu mai putem decât dulce. Am băut de la Starbucks. Haideți să vă arăt ce am găsit. Am găsit M&M's cu caramel sărat și am găsit ceva șorici cu sare de Himalaya, crocant și gustos. Yummy! Am ajuns la Diana și ce vreau acum să fac este să mă demachiez. Pentru că, v-am zis, am plecat machiată de acasă. Inițial credeam că o să filmez astăzi, în niciun caz că ajung la Gene. Înainte să mă demachez, să vă și arăt totuși machiajul, că a ieșit chiar drăguțel pe repede înainte, așa. M-am machiat cu paleta de la Jeffree Star, aceea Blue Blood, și îmi place tare, tare mult ce a ieșit. Vedeți că am o nuanță diferită de albastru aici și niște griuri albăstrui pe ploapa de sus. Nici nu știu pe care să le filmez mai întâi. Am ajuns repede o fugă până în Ikea. Și uitați ce om de zăpadă drăguț și luminos. Wow! E foarte drăguț, și steluțe, și casă, și inimioară. Sunt cu fetele acolo, sunt Mirela și Diana. Vai, și ce bine miroase în Ikea! Și mirosul e așa de Crăciun, festiv. Super, super drăguț. Am găsit aici și câteva globuri. Și din astea de pus pe ușă. Decorațiuni. Vai, și ce de flori! Și astea de aici sunt superbe. E dimineață și ce fac acum este să împachetez produsele pentru giveaway. Am încercat să pun așa câte un sticker pe fiecare, să nu fie totuși ceva așa plain, să fie personalizat cât de cât. Bine, pe care am putut să pun. Pe Milani n-am mai pus, am pus doar pe o pereche de Gene, nu pe toate. Adaug și restul de scârțitoare, cum se spune, spumă de mare, îi spuneam eu când eram mică. Asta ar fi, merg acum să duc coletul, după care vreau să ajung un pic și până în Mega Mall. Sper să nu fie adăugat și păr de Iris și Cleo în colet împreună cu bulinuțele astea. Și aici avem un bilețel pe care m-ați văzut că l-am scris mai devreme. Închidem asta și asta. Între timp am ajuns și la Mega Mall și am găsit pijamăluțele astea drăguțe de la Crop, doar că nu cred că sunt făcute din bumbac. Sunt așa foarte de iarnă. Asta e un model. Și mai e și ăsta pe negru. Și mai este ăsta cu pisici, care îmi place mie mult de tot. Ca să nu mai zic de colțul ăsta, care e crăciunistic din cap până în picioare. Și haideți să vă arăt cât de tare e conceptul cabinelor de probă de la Crop. Arată cam ca o cabină de tren. Foarte, foarte tare. Acolo știu. Ce de strălucire în Zara. De la rochițele astea, fusta aia de acolo, până la asta. Ce faină e asta și ce plină de paiete e. Foarte faină, dar în afară de s-o porți pe seară, nu văd unde ai putea purta. Param, papam, altă strălucire. Efectiv, mergi un metru și altă strălucire. Vai, ce faină e asta. Strălucire, fix ce vă spuneam. Param. Și acolo. O aștept pe Mirela, ea probează acolo.
în cabina asta de probă. Iar eu ce fac este să mai răspund, să mai dau inimioare pe aici prin comentarii, le mai moderez, mă mai uit la ce ați scris, profit de orice bucățică de timp. Nu știu cât vedeți voi la spate, dar o să vă arăt cu tot dezastrul ăsta care se întâmplă pe fața mea. Măcar am încercat și mi-am pus funda asta în păr. Am încercat să fac ceva, a se nota. Bună dimineața! Nu mi trezește-te! Nu, Wiki! Haide, Wiki! Riri! Riri! Dorm fetițele aici, n-au nicio treabă. Eu m-am trezit de o grămadă de timp, de vreo 3 ore, și ele nu s-au ridicat din pat până la ora asta. Cleo, bagă-mă în seamă, Cleo! Cleo! O, Cleo, bagă-mă în seamă, tu! Bagă-mă în seamă, bagă-mă în seamă, bagă-mă în seamă! Bună, Dimi, bună, Dimi, bună, Dimi, bună, Dimi! Te-am prins de piciorul. Wow, Cleo, wow! Hrănim și peștii. Haide, Caesar! Haideți, it's păpică time! Mănâncă, Cezar, cred că le-am pus cam mult, totuși. Și ăștia de aici mănâncă de pe jos. Și Iuri vrea să-i mănânce pe ei, dacă s-ar putea. Am venit un pic și la Zara în căutarea decorațiunilor de Crăciun și așa de frumos aranjată masa asta. Superb! Wow, pentru pus pe ușă. Ce drăguță e, nu? Și păturica asta, yummy. Asta e un desfăcător de sticle în formă de corn de ren. Ce tare e! Știu că nu înțelegeți nimic din asta, dar am venit un pic până nafi în căutare de niște pijamale care să fie un pic mai în spiritul sărbătorilor, însă nu mi se pare că găsesc nimic, asta nu-mi place și aș vrea la fel să fie cu nasturi și să fie un pic dintr-un material mai satinat, să nu prindă părul. E un puțin complicat la mine în casă cu părul. A, ce drăguțe sunt astea! De dormit, sunt super drăguțe. Sunt în H&M astea oricum, deocamdată aici suntem. Am văzut o pijama care să zic că îmi place oarecum, doar că nu se potrivește cu nimic și nu e nimic crăciunistic la ea și e vorba de asta de aici. S-ar fi potrivit pentru că era satinată și văd că mai are aici, dar doar cu pantaloni scurți și mai uți. Și aș vrea totuși să fie cu mânești lungi. Să vă arăt duo-ul fantastic, cum stau ele aici. Nu vi se uite la ceva ciorce, le vede acolo sus. Și cred că Cleo o să plece, că nu suportă presiunea să mai fie cu cineva în pat. Așa e, fetiță! Nui! Bună dimineața! Mi-am desfăcut așa un pic părul, că dacă stau așa cu el în sus, arăt parcă prea abia trezită. Astăzi nu prea am mare lucru să vă zic. Pisicile mele se tot încaieră, ați văzut mai devreme, sunt toate acolo în pătuțul ăsta de pe fereastră. Astăzi o să fie una dintre zilele alea în care mare lucru nu fac. Am de lucrat foarte mult pe calculator, o să vă iau imediat ca să vedeți ce și cum acolo. Am de făcut intro-ul pentru Vlogmas, pentru că mă pregătesc din timp și mă pregătesc așa cu tot
tot sufletul și aș vrea să schimb și intro-ul astfel încât să fie un pic mai festiv și la asta lucram până acum, până m-am hotărât să dau rec și să vorbesc cu voi. Ați văzut deja că v-am luat cu mine și cât timp am mâncat, mi-am băut ceaiul, încă mai am din ceai, cred că o să sară imediat Cleo de acolo de sus, o să auziți imediat foc, că deja Nubi a călărit-o destul. Hopa! Opa, gata, a sărit. Tot așteptam și tot speram să ajungă comenzile pe care le-am plasat. Trebuie să-mi ajungă ceva de pe AliExpress, o pălărie roz, care sper să fie frumoasă pentru că nu avea niciun fel de review. Trebuie să-mi ajungă comanda de pe Beauty Bay, paleta despre care v-am mai zis eu în urmă cu vreo câteva vloguri. Nici aia nu a ajuns, nu a ajuns nimic, nici nu cred că o să ajungă, sincer să fiu. Mie nu mi-a ajuns niciodată nicio comandă de pe Beauty Bay, nu știu cum se face. Dar nu știu cum, universul nu a vrut să avem și noi material pentru astăzi, să vă prezint, să vă arăt paleta, să băgăm degetele în ea, să vedem cum e. Doamne, abia o aștept, mai ales pentru nuanțele alea de galben, de verde. Pentru cei care nu știu despre ce paletă e vorba, o să reamintesc pe scurt, este vorba despre colaborarea Patriciei Bright, care este una dintre youtuberițele mele preferate din Marea Britanie și este o paletă foarte colorată pe care cel mai probabil o să vă arăt aici. Ar trebui să fac și mâncare sau cel puțin o prăjitură pentru că mi-o poftă de dulce de nu mai pot și am o rețetă faină pe care am găsit-o. Am văzut că am în frigider lapte condensat și am găsit o rețetă. E ceva cu caramel, cu banane, cu blat, oricum o prăjitură fără coacere pentru că eu nu am cuptor în casa asta, după cum bine știți, și atunci tot ceea ce implică coacere este foarte, foarte complicat spre imposibil de realizat în casa asta și trebuie să găsesc soluții astfel încât să fac dulciuri care să se facă pe aragaz sau fără coacere de obicei. Poate dacă reușesc să fac lucrul ăsta o să vă iau și pe voi și o să vă arăt rețeta. E prima oară când o fac și eu, așadar vedem ce ne iese și cum ne iese. Și mai am de făcut diseară, sper dacă termin tot ce mi-am propus, să ies și la film. La Maleficent, că de când încerc, astăzi cred că o să am vreo 2 ore libere, astfel încât să încerc să pun în program și filmul. Dacă reușesc să termin tot ce mi-am propus, dacă nu, nu ajung la film mai mult ca sigur. Și haideți să vă arăt că mi-am luat și pijamăluță. Mi-am dorit mult de tot o pijama care să fie din bumbac, dacă se poate, oricum ceva material natural, astfel încât să pot dormi în el, să nu transpir. Mie nu plac pijamalele acelea din satin sau din viscoză, poliester, pentru că mi se pare că nu respiră pielea, mi se pare că transpir. Aș vrea eu să fie din mătase, dar este o pijama din bumbac simplă, pe care culmea am găsit-o la Sinsay, ceea ce m-a mirat, pentru că nu am crezut că o să găsesc din bumbac la Sinsay. Aș fi vrut totuși un pic mai festivă, un pic mai crăciunistică, dacă pot să-i spun așa, să aibă ceva motive pe ea. Dacă vedeți, sunt niște pinguini îmbrăcați pe aici, niște foci, cum ar fi, printul este iernatic, dar nu este neapărat festiv. Mai aveau niște modele faine la crop, era o pijama cu niște brăduți, cu sanie, cu niște iepurași, erau mai multe modele, dar una era închisă la culoare, eu cu negru nu ne păcăm bine deloc, mai bine spus Iris nu se împacă bine cu negru. Leo, dacă ați văzut o tunsă, cred că ați văzut o tunsă deja în videourile mele, în momentul în care o tund, părul acela de desubt este alb. Prin urmare, nu există la noi lenjerie neagră sau pijamale negre sau dormit în tricouri negre, pentru că nu-mi place să văd părul acela pe mine. Așa mai bine pe asta nu se vede absolut nimic, că se prinde părul de ea, asta e partea a doua, e imposibil să nu se prindă, dar măcar nu se vede. Oricum e foarte, foarte drăguță, mi-am dorit să fie așa, cu nasturi, pe stilul bunicii, mai degrabă al lui tataie, că tataie ar purta așa ceva cu nasturi, dar mi-am dorit să fie așa pentru că am tot dormit în tricou și tot dorm în tricou, cam asta este costumația mea de noapte, mă îmbrac într-un tricou și cam atât, și mă bag la somn, dar asta fiind așa cămășuță, parcă sunt și eu mai prezentabilă și pot să vorbesc în pijama cu voi în momentul în care am de stat foarte mult pe laptop, spre exemplu. Mi-am lăsat telefonul acolo și văd că se tot aprinde, primesc acolo ceva pe el. Ah, vă rămân datoare, v-am rămas datoare, de fapt. Stați să mă duc să iau. Tararam, tararam, tarararam, tararam, tarararam, tararam, tarararam. Rochia asta, am uitat să vă povestesc despre ea, am uitat să vă arăt, de fapt, ați văzut-o voi în clipul trecut, dar nu v-am zis nimic despre ea, trebuie să o și spăl, că am purtat-o odată și văd că s-a murdărit un pic. Rochia asta nu este nouă, nu este luată nouă cel puțin. Stați să-mi prind părul, că parcă nu pot să mă desfășor cu părul așa.
mult, mult mai bine așa. Rochia asta este luată de la Resale. V-am mai zis eu despre ei. Nu este prima oară când auziți pe canalul ăsta despre ei. Nici nu o să fie ultima oară. Ideea este că ei fac unele evenimente. Cred că v-am mai zis în vlogul cu Second Hand. Ei fac diverse evenimente și s-a întâmplat ca săptămâna trecută să aibă un eveniment de genul acesta în care au adus haine, habar nu am de unde, dar niște haine extrem, extrem de frumoase. Și mi-a plăcut rochia asta, am văzut-o în Insta Story. Inițial nu am vrut să mă duc după ea, nu m-am gândit sincer că o să mai fie, m-am gândit că iar o să fie coadă, iar nu o să o prind, nici nu-mi place să mă bat pe chestii, adică dacă o prind, o prind, dacă e să fie, este, dacă nu, nu, nu mă bat pe nicio roche. S-a întâmplat că în ziua respectivă magazinul se deschide undeva pe la ora 10 și în ziua respectivă eu cu prietena mea să avem drum prin zona aia pe la Romană undeva pe la ora 12, în niciun caz nu m-am gândit că mai este rochea asta acolo și am zis, haide totuși să mergem să vedem ce a mai rămas, dacă mai e ceva drăguț, pentru că erau o grămadă de lucruri drăguțe. Și când am văzut că mai e rochia asta, am zis, gata, asta e. Dacă am venit până aici și mai ales dacă încă mai e, înseamnă că trebuie să fie a mea. Și asta este rochia, este o roche absolut divină și este foarte, foarte largă, foarte amplă, bufantă, spuneți-i cum vreți, e bine că se reglează lumina pe măsură ce eu vă arăt aici. Are detaliile astea extrem, extrem de frumoase la gât, mi-aduce aminte de o cameristă din secolele trecute. Prietenul meu prima oară când m-a văzut cu ea m-a întrebat unde te duci să faci curat acum, că exact așa arată, este foarte, foarte faină. Și știți că am pierdut eu un nasture de aici, l-am și găsit prin casă și o să mă și apuc să-l cos cel mai probabil astăzi. Îmi place mult detaliul ăsta din jurul gâtului, îmi plac volănașele astea, îmi place că are aici gâtul cam ca o cămașă, îmi place că are mânecile bufante și are detalii faine și aici la mânece, vedeți năsturei aceștia. Și haideți să vă arăt cireașa de pe tort, să vedeți cum este spatele, deși nu știu dacă sunt neapărat o fană a spatelui gol. Dar spatele este gol și se prinde așa la spate cu panglicile astea. Nu pot să zic că a fost ieftinuță, a fost 100 și ceva de lei, dar cu siguranță că a meritat. Spăl de mână oricum, că mi-e foarte frică să o bag la mașina de spălat, e foarte, foarte faină. Nu știu ce material e ăsta, pare un bumbac așa foarte tare. Nici nu cred că are vreo etichetă pe interior, nu văd absolut nicio etichetă. Încă o dată vă mai spun, cred că v-am zis de nu știu câte ori, dar vă încurajez să urmăriți genul acesta de magazine care se ocupă cu evenimente de genul ăsta, pentru că e foarte, foarte, nu știu, e un sentiment deosebit în momentul în care găsești ceva și știi că nu mai găsești 10 la fel pe stradă, cum se întâmplă, de exemplu, cu lucrurile de la Zara. Haideți să o iau pe mine ca să o vedeți așa în toată splendoarea. Unde aveți nevoie să dați cu mopul astăzi? Asta este rochia, ca să vedeți cât este de fluturicioasă. Să vă arăt și detalii așa pe ea. E foarte, foarte frumoasă și mânecile. Și ăsta este spatele. Să-mi dau eu părul. Cred că am făcut fundița asta foarte, foarte urât. Dar cam ăsta ar fi spatele ei. Și gata! Astăzi a fost cu voi Modelina, camerista voastră. Haideți să mă și dezbrac de ea, e foarte frumoasă, este absolut, absolut deosebită. Și în momentul în care mă îmbrac cu ea, o vedeți pe Cleo acolo, da? Urmărește? Ce credeți că urmărește? Pe astea le urmărește. Cumva să fie astea, Cleo? Pe astea le urmărești tu? Pe astea le urmărește, vă zic eu. De fiecare dată când mă îmbrac cu ea, pisicile mele sunt după mine toate. Toate trei, pentru că panglicile astea atârnă pe jos până să le fac eu fundiță la spate. Gata, mă dezbrac și revin din pijamale din nou. Ce face? Ești învelită, mamica lumea? Pune aici pe tine. Bravo. Am aprins becul, deși nu știu ce diferență face. Voiam să vă arăt că așa ar trebui să arate prăjitura pe care o fac astăzi, doar că diferă un pic ceea ce voi face eu, pentru că nu am cuptor, nu voi face blatul la cuptor, îl voi face din ceva biscuiți și voi face versiunea asta cu cocos, și anume voi pune fulgi de cocos în frișca asta care este deasupra. Se cheamă Banoffee Pie și ca idee este o... Sper că citesc bine, apropo. Și ca idee este o prăjitură care se spune că este specifică bucătăriei
Marii Britanice mai ales, sau mă rog, acolo este extrem de populară, foaia asta este lucioasă, nu cred că vedeți voi aici cine știe ce, dar oricum modific un pic rețeta, am găsit și pe net ceva modificat și așa o vom face, vă iau cu mine oricum, trebuie să ajung și la Mega să iau niște banane că nu am. Și în timp ce se va găti prăjitura, vă arăt că încerc să-mi fac intro-ul și mi-am scos aici o grămadă de animații din acestea green screen pe care pot să le suprapun și bulgărele acestea, e tare drăguț, și brazii ăștia desenați și am aici renii ăștia care dansează, sunt drăguți tare. Asta voi face după ce merg la Mega, pun laptele pentru prăjitură, laptele condensat mă refer, să fiarbă, că trebuie să fiarbă în jur de vreo 3 ore să se facă caramel și eu, timp de 3 ore eu stau și fac aici toată treaba asta. Vedeți că am aici o conservă de lapte condensat de 400 de grame, am făcut 3 găuri aici în ea astfel încât să nu explodeze în momentul în care fierbe și trebuie să o las la fier aproximativ 3 ore, 150-160 de minute, cam așa. Asta ca să se facă toată caramel și trebuie să mai pun puțină apă astfel încât să fie toată scufundată în apă, dar să nu intre apă pe aici în momentul în care fierbe. Trebuie să fiarbă la foc mic oricum și eventual să mai completez eu cu apă fierbinte în momentul în care ea fierbe ca să nu opresc procesul de fierbere. Cam asta ar fi toată treaba. 3 ore, timp în care eu merg la Mega, timp în care îmi încerc și încep să editez și vlogmasul, intro-ul pentru vlogmas. Tararam, a venit ceva de la poștă. O să vedem mâine. Am venit și eu de la Mega cu ocazia asta și cred că și fierbe laptele condensat acolo. Ia să vedem. Fierbe deja de vreo oră. Vedeți că a ieșit un pic din el pe găurile pe care le-am dat. Între timp, cred că o să mă apuc totuși și de blat. Cred că trebuia să pun ceva pe fundul acestei oale pentru că vedeți că se aude laptele cum se mișcă acolo pe fund. Aici am fost la Mega. Am luat niște cocos, am luat smântână pentru frișcă, 2 de smântână. Asta e portofelul meu. Mai luat banane, nu am găsit banane foarte coapte, sunt ușor cam verzi. Am luat biscuiți pentru blat. Am luat un unt semi-degresat pe care bănuiesc că trebuie să-l țin la temperatura camerei. Deja s-a mai încălzit, se vede că s-a făcut moale. O ciocolată amăruie. În rest am luat morcovi. Vedeți că folosesc chestiile astea pe care vi le recomand și vouă în cazul în care vreți să nu mai folosiți pungi din plastic. Sunt foarte utile. Am mai luat o sfeclă și o țelină. Asta pentru ciorbiță. Pe alea le las deoparte pentru că le-am luat pentru ciorbiță și ce vreau să fac acum este să porționez toate ingredientele în funcție de cât am nevoie, ce cantitate, astfel încât să mă apuc să fac blatul. Pentru blat am nevoie de biscuiți și de unt. 100 de grame de unt, dacă nu mă înșel, și biscuiți 180, vă scriu eu oricum pe ecran sau găsiți rețeta în descriere cel mai bine, că nu stau foarte bine la cifre. Asta este frișca mea neîndulcită de care o să am nevoie la final. Poate se mai și coc bananele astea între timp, vreo 3 ore cât stau ele aici. Am zdrobit biscuiții, după cum vedeți, 180 de grame de biscuiți. I-am zdrobit într-un robot de bucătărie. Puteți să-i faceți și cu într-o folie alimentară cu un sucitor din acela de aluat sau cu un bătător de șnițele, asta în cazul în care nu aveți robot de bucătărie. Acum am pus untul, 100 de grame de unt care este la temperatura camerei și ce fac va fi să omogenizez toată treaba asta de aici. Va dura ceva pentru că nu știu ce instrument să folosesc pentru asta. Vedem ce iese, dar după ce omogenizez vă arăt ce a ieșit. Am pregătit aici două tipuri de tăvițe din astea detașabile pentru tort foarte, foarte mici și acum să vedem câtă compoziție din asta am încape. Tot ceea ce fac va fi să pun compoziția aici și să încerc să o presez cu degetele. Aici încă fierbe conserva aceea de lapte condensat, de asta se și aude sunetul ăsta și încerc să o presez așa ca pe un blat. Ar trebui să se adune foarte mult în momentul în care o presez, tocmai din cauza că biscuiții sunt amestecați cu untul și apoi o voi da la frigider.
astea sunt cele două forme, le-am și presat, vedeți, nu se întâmplă nimic, nu cade nimic și acum le voi da la frigider până ce totul este gata, însemnând până se termină de fier laptele și voi bate și frișca între timp. Am zis că nu mi s-a întâmplat niciodată, dar de data asta s-a stricat frișca. În cazul în care o bateți prea mult, cam asta se întâmplă. Se separă grăsimea de apă, eu știu ce e asta. Asta ar fi un unt natural, doar că eu am făcut greșeala de a pune în el deja zahăr, prin urmare nu am ce să mai fac cu el, eventual îl arunc. Dar dacă îndulciți frișca la final, cum ar trebui să faceți, ca să fiți sigure că nu aruncați în cazul în care vi se strică, atunci puteți să folosiți asta să puneți deoparte pentru că este foarte, foarte bun ca unt. Și acum ce fac eu este să mă duc să iau altă frișcă pentru că am stricat-o pe asta. Știți ce înseamnă asta, nu? Că s-a mai stricat odată frișca și renunț în seara asta. Mi-am luat de data asta un litru de frișcă pe care deja l-am pus în frigider. Asta am renunțat să bat frișca și o să mă reapuc de treabă mâine dimineață pentru că se pare că astăzi nu e seara mai norocoasă. Am zis că hai treacă, merge și așa fără să o țin la frigider 5 ore, 6 ore, oricum n-aveam timp să o țin la frigider atât timp. Nu a mers absolut deloc, prin urmare dacă vreți să faceți ca mine, renunțați, cel mai bine o puneți cu o noapte înainte la frigider și vă apucați dimineața de ea pentru că oricum nu o să vă iasă nimic. Acum miros a lapte până în ultimul por miros a lapte, e mirosul meu preferat oricum, îl urăsc, nu-mi place absolut deloc, așa că ce o să fac eu va fi să mă duc la duș, o să continuăm mâine dimineață cu asamblarea și frișca și gata, am terminat și cu prăjitura, care de fapt ar trebui să fie o prăjitură extrem de simplă, nu ar trebui să fie nimic complicat la ea, asta dacă nu vi se taie frișca de vreo două ori. Cu speranțe multe pentru mâine, v-am lăsat, v-am pupat și vă urez o noapte absolut liniștită, iar noi ne revedem mâine dimineață în forță, cu forțe proaspete, de fapt. Bună dimineața! M-am trezit, m-am spălat pe dinți, m-am spălat pe față, m-am demachiat, mi-am făcut rutina asta de îngrijire a feței, dar încă nu am mâncat, încă nu voi mânca, pentru că știți foarte bine că am rămas restanțieri, respectiv restanțiere, de ieri cu frișca. Ce am de făcut acum este să mă duc să bat frișca, să am grijă să fie totul ok, iese soarele, ce frumos e afară! Și mi-e foame, foame, rău de tot, dar nu mănânc absolut nimic până nu termin prăjitura. Vreau neapărat să o termin și vreau neapărat să mănânc din ea. Mă vedeți cam ciudat că lumina bate din spate. Mă duc să schimb bluza, după care trec să fac frișca, care a stat, apropo, peste noapte în frigider și am îndeplinit toate condițiile. Voi pune zahăr doar în momentul în care e bătută, astfel încât să nu se mai strice. Am pregătit aici un bol din metal și am pus cântarul. Voi pune 300 de ml de frișcă. Tarararam! În sfârșit e gata frișca, s-a bătut, după cum vedeți, e perfectă, în perfectă stare. După care, ce voi face acum va fi să adaug 3 linguri de zahăr pudră și apoi nuci de cocos. În ea amestec frumos și cam asta este și cu frișca. Doamne, ajută că am bătut la frișca asta de aseară. Mă tot chinui cu frișca asta. Da, cred că mai mergea un pic bătută, sinceră să fiu, dar nu am vrut să mai risc. Cel mai bine am lăsat-o așa, decât să mai bat încă o dată, să o iau de la capăt. Am zis că mai bine o las un pic mai moale. Am aici și caramelul de aseară. Aceasta este conserva de lapte condensat care a fiert. 3 banane, că sunt cam mici bananele astea și cam verzi. O să le tai. Iri, nu tăiem pui, să știi. Nu, e banana. Nu! Nu se taie cărniță. Au venit toate. Uitați-o pe Nubi cum se uită. Nubi e cea mai fericită când se întâmplă ceva aici la tocător. Încerc să porționez cât de cât asta, conserva asta. Nubi, iar ai venit să vezi ce fac. Și întind cu lingura tot caramelul ăsta de aici. Nubi e foarte curioasă de ceea ce se întâmplă în farfuria asta. Dacă ar putea să întindă ea cu lăbuțele, ar fi perfect.
Sper să-mi ajungă bananele astea. După care voi pune deasupra frișca, voi rade niște ciocolată amăruie peste și cam asta este toată prăjitura, nimic complicat. Param, papam, am terminat, cam așa ar trebui să arate la final, bine, trebuia să mai șterg eu marginile astea, dar oricum, în momentul în care o tai, cred că o să-i dau jos toată treaba asta, pentru că vedeți că este tavă din aceea de tort cu inel detașabil. Acum o dau la frigider pentru vreo 2-3 ore, cât timp mai editez și eu vlogul și revin și vă arăt cum arată ea la final. Ram, păi nu reușim noi pe modelul Never Give Up. După ce am bătut frișca de vreo 3 ore, am stricat vreo 2 și am reușit la 3 ani în sfârșit, deși nu chiar atât de bine. Puteam să mai lucrez un pic la ea, dar ăsta este rezultatul final. Știți că am două forme din astea, am apucat să mănânc din cealaltă și este de-a dreptul delicioasă. Puțin cam dulce, ce-i drept, vă sugerez să puneți mai puțin zahăr în frișcă. Două linguri cred că sunt suficiente. Asta este Banoffee Cake. Cred că așa se și zice. Și eu mă duc să mai tai o felie. Aici se încheie și vlogul de astăzi. Ar trebui să mănânc prăjitura asta dimineața, la prânz și seara, pentru cel puțin 2 zile, la cât m-am chinuit la frișca asta. Poftă bună mie și spor la gătit. Și să vă iasă frișca în cazul în care încercați și voi. V-am pupat, vă mulțumesc pentru vizionare. Noi ne revedem sâmbătă. Pa!